Un sobor de clerici a binecuvântat astăzi sediul Departamentului de Peleinaje și Turism al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Acest departament va sprijini lucrarea misionară, socială și filantropică a Eparhiei. Din soborul de clerici care a binecuvântat noul sediu al Departamentului de pelerinaje și Turism au făcut parte arhimandritul Valerian Radu, mare ecleziar al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, părintele consiliere parhial Viorel Ilișoi de la sectorul economic-financiar și părintele Gheorghiță Hrițcan, directorul acestui departament. La acest sediu vor lucra două persoane. Astăzi am săvârșit rugăciunea de binecuvântare și sfințire a noului centru de pelerinaje și asigurare a bunurilor bisericești din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Această activitate va sprijini activitatea misionară, social și filantropică a Arhiepiscopiei noastre. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această zi binecuvântată și să ajute Bunul Dumnezeu să desfășurăm o activitate frumoasă prin care să ne deschidem mănăstirile și bisericile noastre către toți cei care doresc să le viziteze. Sediul Departamentului de Pelerinaje și Turism al Arhiepiscopiei se află în centrul municipiului Suceava, pe strada Nicolae Bălcescu.